fiecare an, anul acesta s-a mutat primăvara, luna mai și ne bucurăm ca fiecare an că ne sunteți alături și că ne promovați evenimentul, că tehnica de subscriptul este cazul și că nu că dau argumentele, îi ținem cont de ele. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit într-un număr atât de mare și prezența noastră ne arată faptul că susține acest eveniment important, mai ales într-un an important pentru noi românii de peste tot, anul 2018, 100 de ani de România, un festival important pentru că conține un eveniment pe care eu l-am visat și iată că s-a întâmplat, și anume Gala Univer, care anul acesta, la cea de-a 26-a ediție, va avea loc la Alba Iulia, cetatea Alba Carolina. Lângă mine se află domnul președinte Ion Dumitel, bună ziua și bine ați venit, și nu în ultimul rând, doamna Aura Corbeanu, vicepreședinta Univer, care vrea să-i mulțumesc pentru faptul că anul trecut, la început de an, am venit cu speranța, împreună cu Cristina, colega mea de la Secretariatul Literar, de a face această gală Univer în acest an important pentru noi, așa cum am spus, la Alba Iulia. Noi ne-am dus doar cu sufletul deschis, cu o dorință foarte mare că ne dorim această gală la Alba Iulia, cu mult profesionalism pe care l-am demonstrat în de-a lungul celor 12 ani în cadrul Festivalului Internațional de Teatru și cu o nebunie frumoasă, așa cum îi spun eu, pe care deși au acceptat-o, pentru că sunt artiști și știu ce înseamnă lucrul acesta. O să rog pe doamna Aura Corbeanu să ne spună câteva. Nu, o secundă, doamna Aura, să poate mică. Dar eu cred că ne-am timp. Este ok, da. În primul rând, vreau să vă spun că niciun vis nu se poate realiza dacă nu ai susținere și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru deschiderea pe care ați arătat-o propunerilor noastre de proiecte. Este extrem de important pentru noi să vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru că prezența noastră în cetatea Alba Carolina, ce frumos, vreau să vă spun, numai asta cetăm și Alba Carolina, se bazează, de fapt, pe dorința de a arăta că prin această gală reușim să unim teatrul. Teatrul este unit, gala Univer nu este teatru, nu este o chestie din asta, ne oprim. Mergem pe microfon? Da? Este, dacă ne uităm în istoria galei premiilor Univer, în ultimii ani am încercat să mergem în acele orașe unde am fost invitați, și împreună cu decidenții locali și artiștii din acel oraș să promovăm la nivel național nu numai premiile Gale Univer și realitatea artistică, locurile de patrimoniu din orașul unde mergem, din regiunea unde mergem. Veți vedea că și în acest an, începutul fiecărei părți a galei, gala este structurată pe 4 părți cu o pauză de 7-8 minute. Este o transmisie în direct și de aceea trebuie să ne încadrăm. Începem la ora 8, ieșim la ora 12, ca lucrurile mici de pauză, asta presupune o rezistență din partea publicului, dar rezistența din partea publicului se bazează pe rezistența celor care sunt pe scenă. Cei de la scenă nu se vor mișca deloc în aceste 4 ore. Vreau să vă spun că veți vedea la începutul fiecărei părți, în transmisia noastră în direct, pe televiziune, avem câte 3 minute, un filmuleț dedicat orașului dumneavoastră și județului dumneavoastră. Avem 4 filmulețe, așa ne începem fiecare gală, pentru că mi se pare că este extrem de important ca această asociere să-și găsească în plan real și o justificare. Vreau să vă spun că suntem extrem de emoționați, nu numai eu aici, care mă ocup de zona de realizare și implementare a tot ceea ce înseamnă activitatea de pregătire a galei, dar și artiștii români care vin către dumneavoastră. Avem peste 250 de invitați, artiști care fac parte din selecția galei, pentru că dacă ne uităm pe structură, avem nominalizări, sunt artiști care vin din toată țara și imaginați-vă, nu putem să arătăm lucrul acesta la televizor, cum sosesc cu mașini, cu tren, cu avion pe Cluj, pentru că nu avem alt mijloc de transport care să ne aducă aici, dar sosesc de sâmbătă, de duminică, de luni. Am găsit parteneriate locale extrem de importante, îi vom aduce cu mașini inscripționate de la Cluj, îi aducem și cazăm în tot ceea ce aveți dumneavoastră ca spații de cazare, hoteluri de aici. Eu cred că și noi începem să facem un serviciu orașului. Finanțările care au fost obținute pentru a acoperi costurile acestei gale sunt finanțări care se reîntorc și în oraș. Suntem aici de o săptămână, echipa de organizare. În fiecare zi mai vin alte echipe tehnice, pentru că dacă aveți curiozitatea, v-aș invita să mergeți
în cetate, în spațiul unde am ridicat acest pavilion și să vedeți cum se lucrează. Lucrurile efectiv au început la alte noaptea și vreau să mulțumesc poliției locale, au fost alături de noi pentru că intrăm în cetate cu tirul care are echipamente de 40 de tone, trebuie să protejăm cetatea în același timp. Tot ce înseamnă autorități locale, persoana de poliție, de protecție, în afară de domnul președinte și echipa dânsului și domnul primar cu echipa dânsului, vreau să vă spun că ne-au secundat din prima clipă, deoarece ai nevoie să nu strici nimic în orașul în care te duci, mai ales în spațiul dumneavoastră extraordinar de patrimoniu, dar să-ți faci și treaba. A fost extrem de emoționant primele tiruri care au intrat în cetate, am stat cu emoție să nu deranjăm. Era duminică noaptea, nu întâi mai noaptea, erau oameni care se plimbau, sunt toate lângă cele două biserici, toate spațiile au deservit diverse gustări. Frica a fost că nu știu cum ia tirul cotitura, dar profesioniștii au știut cum să facă. În același timp și Biserica Română Catolică și Biserica Ortodoxă, cu care am discutat de la început, ne-au dat acceptul, noi respectăm orele de slujbă, adică organizarea înseamnă la o considerare programul dumneavoastră din oraș, de a nu-l deranja, dar a ne face și noi treaba. Și există această comunicare permanentă cu toată lumea și mai mult decât oraș, această comunicare ne-a ajutat foarte mult. Avem emoții pentru că ne dorim să putem să vedem din acest cod transparent scenograful spectacolului care ni l-a propus să avem o scenografie naturală, și anume cetatea dumneavoastră. Echipa televiziunii vine cu o dotare specială, va fi carul de transmisie plus foarte multe mașini de televiziune ca să putem să luăm și din exterior cetatea și în interior din cort să avem luminată toată zona. În afară de spectacolul gale care înseamnă premii, muzică, discuții, veți vedea că vom reuși să promovăm împreună cu dumneavoastră, ca și profesioniști, orașul dumneavoastră, județul dumneavoastră și tot ceea ce înseamnă eveniment pe care îl dorim să rămână în istoria noastră și a dumneavoastră ca un eveniment important în anul centenar. Se marele nostru, marele cadou pe care l-am primit de la Comitetul Strigala pe care organizăm aici la Alba Iulian. S-a întâmplat atât de frumos ca de-a 13 ediție să fie un noroc, nu numai că este în anul centenar, ci faptul că elita Teatrului și Primul Românesc va fi aici la noi, la Alba Iulian, județul Alba, este de lucru care sunt ne-am gândit acum 13 ani că se va ajunge aici. Poate, uitându-mă la pozele astea de pe pereții, realizăm ce s-a întâmplat. De atâția ani, oamenii din județul Alba și din Alba Iulian veste aproape totdeauna, dar așteaptă evenimentul ăsta. Până acum așteptau toamna, acum am făcut surpriza frumoasă să fie zi de primăvară începutul. Vom vedea când va fi pe viitor, însă este important că ce ne-am propus cu 13 ani în urmă, alături de alte evenimente culturale importante, de a ne educa prin cultură locuitorii județului. Și cred că premiul pe care ne-l oferă unități prin prezența acestei galerii și este bine venit pentru a ne încuraja să continuăm și mai mult viața asta culturală și evenimentul legat de teatru. Vă rog să considerați gala ca un eveniment, este un eveniment în cadrul festivalului dumneavoastră, un eveniment de date din ziua de 7 mai. Vreau să vă spun că în plus, în orașul dumneavoastră, în județul de astea, am reușit la cea de-a 26 ediție a Galii, ceea ce n-am reușit în toți acești 25 de ani trecuți, și anume,
sau parte din spectacole nominalizate, să le avem în orașul respectiv pentru publicul respectiv. Și noi avem dorințe, noi avem visuri și anume ca atunci când mergem într-un oraș să aducem spectacole nominalizate, ca să dăm posibilitatea, să oferim această posibilitate publicului să vadă spectacolul, să înțeleagă de ce avem aceste categorii. Nu am reușit în alte orașe, nu am reușit nici în București. Minunea s-a întâmplat, faptul că și domnul președinte al Consiliului de Stat și domnul primar, plus teatrul, aceste fete care sunt într-o permanentă activitate, au avut această soluție și am reușit în funcție de spațiile dumneavoastră să avem în cadrul festivalului spectacole care au fost selecționate și care sunt în concursul GALE. Este un lucru rotund și este o logică în acest demers. Logica noastră s-a întâlnit cu dorința lor și cu logica lor. De aceea, cred că și mutarea evenimentului din toamnă în primăvară este binevenit pentru locuitorii orașului și pentru cei din regiune care vin în această perioadă. Eu cred și vreau să vă bucurați pentru că avem prezenți artiști importanți care vin la dumneavoastră. Avem juriul final, Dragoș Buhagia, Marina Constantinescu, Marcel Iureșan Aularu, Alexa Visalion. Sunt cei care chiar în ziua gale vreau să mă credeți. Aceste premii se judecă, se judicează înainte de începerea galei. Se termină, gala începe la ora 8, la ora 7 și jumătate se termină judicarea. Pentru că ne dorim și liniștea noastră este că juriul este cel care știe și persoana care se ocupă de plicuri. Niciunul din artiștii din sală nu știu care sunt câștigători. Încercăm și am reușit în fiecare an să păstrăm acest mister, pentru că important nu este neapărat premiul gale din această seară. Faptul că ești nominalizat, faptul că ești împreună în sală și ne-am stricat, cum să spun, surpriza și bucuria. Gândiți-vă că sunt discuții și toată lumea își dorește să fie nominalizată și aici vorbesc de noi artiști, că sunt niște criterii profesionale, da? Am ajuns în această fază, avem cei trei nominalizați, sunt alături de noi. În seara galei reușim să anunțăm câștigătorul. Este extrem de important să vedem reacția artiștilor, să vedem cum se susțin. Și pe campania de promovare, așa cum vă spuneam, veți vedea că pe site-ul Uniter există o zonă în care ne putem vota favoriți. Puteți intra și dumneavoastră, vă rog frumos să vă votați favoriții pentru pentru premiul al publicului. Este important să ne susțineți. Vă rugăm să puneți imagini și în perioada aceasta de lucru în zona pavilionului, transparent. Avem nevoie să treceți pe acolo și să vă bucurați, să ne spuneți un bonjour pur și simplu. Sunt echipe tehnice, sunt oameni care vin și din București și din care ne-au ajutat la acest mesaj. Artiștii încep să vină de sâmbătă, de duminică, de luni să se obișnească cu locul, să viziteze ceea ce aveți în județ, vor merge, se vor întâlni și dacă o să doriți interviul, vorbiți cu cei de la teatru, interviuri speciale, cu artiștii care vor fi aici, cu mare drag. Da. Și vreau să îi spun și lui Dan să vină lângă noi, pentru că este o echipă.